ora 19.30, numărătoarea paralelă efectuată de USL ne spune că au votat aproximativ 7 milioane de români. Asta în procent înseamnă cu aproximație 39,6%. Dar, trebuie să spun un lucru foarte important, constatăm în continuare extraordinar de multe acțiuni care intimidează cetățenii să participe la vot. Intimidări de natura, aș spune, a întări frica oamenilor de a vota sau de a se prezenta la vot. Intimidări și presiuni care sunt efectuate de primari PDL, de consilieri locali PDL, de preoți care servesc cauza PDL și pentru mine e de neînțeles așa ceva, de persoane private care sunt în slujba PDL și care amenință cetățenii sub diverse forme și probabil că nu s-a înregistrat un scor mai bun până la această oră exact din aceste cauze. Dar pe această temă o să rog pe colegul meu să fac o serie de precizări. Te rog, nu, eu nu o să fac decât niște adăugiri. Este fenomenul care se petrece în județele cu populație maghiară masivă, în primul rând Harghita și Covasna. Prezența este, ați văzut, extraordinar de jos. Deci mesajul lui Laszlo Tekeș de susținere al Traian Băsescu pe neprezentare ca și a premierului Victor Orban, care a venit special la Tușna de astăzi să participe la un simpozion pentru a-și întări mesajul de neprezentare către cetățenii etnici maghiari, din păcate a fost mai puternic decât mesajul public, cel puțin, pe care UDMR l-a dat, și anume pentru ca cetățenii etnici maghiari să participe. Se vede asta și în județele următoare, în Târgu Mureș, se vede și în județul Bistrița Năsăud, deci se văd lucruri limpezi, că a fost o demobilizare pe seama mesajului pe care l-a transmis și care, iată, a prins Uniunea Civică Maghiară și Laszlo Tekeș în principal și șeful guvernului de la Budapesta, fie vorba între noi, care în mod normal ar fi trebuit, cel puțin acum, să se abțină la o participare directă în legătură cu o problemă politică în România. Dar asta este realitatea și cu siguranță că și cu această sau mai bine zis lipsind această demobilizare, probabil că și tabloul prezenței la ora asta când vă comunicăm ar fi fost mult mai bun. Nu numai asta, sunt N cazuri pe care vi le-am descris în ziua de astăzi. În continuare sunt oameni, sunt primari PDL și s-au deschis dosare penale pentru oameni care au în mod ostentativ înregistrat persoanele care intră în secția de votare, în sensul că le-au înscris pe o listă în așa fel încât ele să amenințe pe cei care participă la vot cu represalii. Pe de o parte, pe de altă parte, aceiași primari, alți primari de aceleași culoare politică care au invocat reținerea buletinelor, inclusiv în ziua de astăzi, pentru realcătuirea listelor privind ajutorul social, într-un fel și ca o amenințare că acest ajutor social pentru cei care nu vor asculta de sfatul primarului va fi suprimat. Aceste gesturi, într-un cororar, încearcă să facă următorul lucru. Și de asta trebuie lumea să fie foarte lucidă și foarte clar să aibă acest mesaj. Deci, Curtea Constituțională a respins proiectul de lege al PDL care cerea ca Traian Băsescu, în fine, președintele în funcție, să fie demis cu jumătate plus unul de numărul de votanți pe listă. Această respingere este contrazisă de ceea ce ei fac acum de fapt. Adică stimulând neprezența, cerând oamenilor, sperind oamenii pur și simplu să nu se prezinte la vot, nu fac decât să aplice, deși legea a fost respinsă, în practică, pentru că în această situație peste 9 milioane de oameni care trebuie să prezinte, trebuie să știm că vor vota cu siguranță pentru demiterea lui Traian Băsescu, pentru cei care nu doreau demiterea, nu se prezintă la vot. Deci în condițiile astea atragem atenția și celor care uneori ne-au arătat cu degetul în această perioadă că am încălcat Constituția,
că această încălcare, dacă există, există acum. Decizia Curții Constituționale a fost foarte clară, că aia era o lege aberantă și iată că această lege aberantă PDL încearcă să o pună în practică, de facto, pentru că de iure n-a reușit să o facă. Vă mulțumim foarte mult. Mai doresc o precizare să fac și un apel. Precizarea este următoarea. Președintele României este primul chemat să respecte Constituția și legile țării. La sugestia lui Traian Băsescu, și sunt convins că acesta este adevărul, Curtea Constituțională a obligat Parlamentul să introducă cvorum la referendum. La vremea respectivă, președintele în exercițiu Traian Băsescu și după aceea președintele suspendat Traian Băsescu a solicitat cetățenilor să respecte decizia Curții Constituționale și să prezinte la vot. Ulterior, când a văzut că scorul este total nefavorabil pentru domnia sa, le-a solicitat cetățenilor să nu se mai prezinte la vot, spunând că dumnealui se va prezenta la vot. Este ora 20 și președintele suspendat Traian Băsescu nu s-a prezentat la vot. Îl somesc public să-și exercite calitatea de demnitar al statului român și să se prezinte la vot și să cheme cetățenii români la vot ca să se respecte Constituția și legislația țării românești. Altfel, Traian Băsescu trebuie să plece de acum acasă. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult. Gândiți-vă că eșantionarea s-a făcut pe secții de votare normale, normale, iar rezultatele se fac pe numărări pe care le facem și multe alte secții care s-au înființat ulterior și nu au fost prinse în eșantionare, sigur. Vă întrebam dacă, data trecută căldura, credeți că încep oamenii să iasă, să reiasă? Știți la fel de bine ca și noi că după ora 5-6 de regulă în mediul urban se reia procesul votării cu mare, cu mare aplomb. Și mare, dar de zile.